poate cel mai important mijloc pe care îl folosim ca să comunicăm cu cei din jurul nostru este sunetul. Cuvintele exprimate cu ajutorul vocilor noastre ne ajută să dezvăluim o parte din gândurile noastre și să ne facem înțeleși. Și intonația vocii își pune amprenta în comunicare, iar deseori transmite mesaje pe care nu le putem exprima în cuvinte. Hohotele de râs, cântecele de leagăn sau plânsul nu reprezintă altceva decât sunete care traduc stările noastre emoționale. Cât timp mecanismele auzului funcționează normal, sunetele din jurul nostru nu încetează niciodată. Chiar și când stăm în liniște profundă, ne putem auzi măcar respirația. Orice sunet reprezintă de fapt o vibrație. Fie că este vorba de motorul unei mașini, de o alarmă de incendiu sau de cântecul păsărilor, o parte din sursa sunetului trebuie să vibreze pentru a-l produce. Pentru ca aceste vibrații să se transforme în sunete, este nevoie să treacă printr-un mediu în călătoria lor spre ureche. De exemplu, sunetul poate călători prin apă, chiar și prin materiale precum metalul, dar cea mai mare parte a sunetelor pe care le auzim călătoresc prin aer. Vibrația produsă de sursa sunetului face ca moleculele de aer din apropiere să se lovească unele de celelalte, ceea ce îndepărtează vibrația de sursa ei. Aceste fluctuații sunt cunoscute sub denumirea de unde sonore. Când auzim un sunet, ceea ce fac de fapt urechile noastre este să transforme fluctuațiile rapide ale presiunii aerului, adică undele sonore, în impulsuri neuronale. Apoi, creierul le procesează ca fiind sunete și le corelează cu sursa de proveniență. Totuși, pentru ca urechea să poată sesiza sunetul, vibrația produsă trebuie să circule în aer cu o anumită viteză. Cea mai lentă vibrație pe care urechea umană o aude este de 20 de vibrații pe secundă, pe când cea mai rapidă ajunge până la 20.000 de vibrații pe secundă. Frecvența unui sunet reprezintă numărul de vibrații pe secundă produse de sursa sunetului, iar unitatea de măsură a frecvenței este herțul. Vorbirea, la fel ca auzul, implică la rândul său vibrații. Când vorbim, aerul trece prin corzile vocale, ceea ce le face să vibreze. Sunetele produse de vorbire diferă, devenind mai înalte sau mai joase, în funcție de cât sunt de întinse sau relaxate corzile vocale. Aceste diferențe sunt cunoscute sub denumirea de ton al vocii. Un sunet muzical este și el denumit, de asemenea, ton. Atunci când cântăm, cu vocea sau cu un instrument muzical, sunetul rezultat reprezintă combinația unei frecvențe principale alături de diferite tonuri. Din acest motiv, fiecare voce sau instrument muzical are un sunet specific. Aerul este capabil să susțină mai multe unde sonore simultan. Diferite tonuri se pot amesteca și suprapune, iar astfel apar muzica, vorbirea sau tot felul de alte sunete. Urechea este uimitor concepută încât să poată sesiza cele mai mici modificări ale presiunii aerului. Totuși, această abilitate poate avea și mici dezavantaje. Zgomotele prea puternice ar putea provoca urechii și componentelor sale daune permanente. Dumnezeu însă, în înțelepciunea sa desăvârșită, a atașat fiecărei urechi câte o pereche de mușchi foarte mici care au rolul de a o proteja. Când creierul simte pericolul unei vibrații ce ar depăși limita de rezistență a urechilor, transmite către cei doi mușchi un semnal, iar aceștia, ca răspuns, se contractă și împiedică vibrația aerului să ajungă prea departe. Atunci când explorăm perfecțiunea creației, reacția naturală este să fim fascinați de creatorul tuturor lucrurilor. Așa cum a făcut și regele David în Psalmul 139. Te laud că sunt o făptură atât de minunată. Minunate sunt lucrările tale și sufletul meu știe foarte bine aceasta. Auzul și sunetul sunt daruri de la Dumnezeu care, conform Bibliei, vede și aude totul. Să nu audă cel ce a sădit urechea? Să nu vadă cel ce a plăsmuit ochiul?